Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fecked, a declarat astăzi într-o conferință de presă susținută la Tulcea că apa Mării Negre este sigură pentru îmbăiere, înlăturând orice îngrijorări legate de o posibilă poluare. În cadrul vizitei sale la Tulcea, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fecked, a inspectat stația de monitorizare a sturionilor și a participat la lansarea de puieți de sturion în Dunăre, reafirmând angajamentul Ministerului Mediului în protejarea biodiversității și a speciilor vulnerabile. Totodată, acesta a precizat că lansarea de puieți de sturion în Dunăre reprezintă o parte importantă a eforturilor de conservare a acestei specii și de menținere a echilibrului ecologic în zonă. În acest moment nu există niciun pericol. Am fost informat începând de la momentul producerii acestui fenomen, pentru că există un dispecerat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, unde Agenția de Protecție a Mediului din județul respectiv, de cele mai multe ori, sau Garda de Mediu, Comisariatul Județean, sau orice altă instituție, semnalează astfel de fenomene. Cred că e important. Pe de o parte este identificarea exactă a situației, la fel cum acolo când, atunci când situația o impune, bineînțeles că obligația autorităților este aceea de a preveni și de a comunica persoanelor care pot fi afectate pentru a se lua măsurile în timp real. Din informațiile pe care le am astăzi, nu există niciun pericol. Nici pentru turiști, disconfort poate însemna și o cantitate mare de alge la mal. Însă vreau să delimitez foarte clar disconfortul de o eventuală poluare care ar putea să pună în pericol fie turiștii, fie biodiversitatea deltei Mării Negre. În acest moment, din informațiile pe care le am la dispoziție, apa Mării Negre este sigură pentru îmbăiere. Ministrul a subliniat că Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este pregătit să acționeze prompt în cazul apariției oricăror fenomene de poluare, asigurând o comunicare eficientă și măsuri preventive adecvate. Dispeceratul Ministerului și colaborarea cu agențiile locale de protecție a mediului permit o monitorizare constantă și intervenții rapide. Declarațiile ministrului vin ca partea unei campanii mai ample de asigurare a calității mediului și protecției ecosistemelor acvatice din România. Concluzionând, Mircea Fecked a reiterat mesajul de liniște pentru turiști și localnici, asigurând că apa Mării Negre este curată și sigură pentru îmbăiere.